Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Văzut la știri, poate ați auzit, ieri a fost un accident cumplit, cumplit, pe șoselele țării, în care au murit, băi, au murit două fetițe, măi, una de 2 ani și una alta de 5 ani. E ceva, e o tragedie incredibilă. Deci au murit două fetițe, au murit 2 adulți, sunt și mulți răniți. Fraților, e o catastrofă permanentă pe drumurile din țara asta. Deci sunt mii de morți anual, mii de răniți, în pagube uriașe, cheltuieli mari de tot cu salvarea răniților, oameni care suferă ani și ani de zile. Parcă suntem aici în sălbăticie. Și mi se pare că autoritățile au abandonat cu totul subiectul. Nu mai manifestă niciun fel de interes, nu fac niciun efort coerent pentru... ca să readucă traficul rutier într-o zonă de normalitate măcar, din nebunia, din psihoza în care se află. Oriunde traversezi granița, bă, se circulă mai normal, oamenii sunt mai calmi, mai... Numai la noi, noi parcă trăim într-o psihoză aici. Deci ce credeți că e de făcut? Aveți vreo idee? Sunați-ne că fără presiune publică, eu nu cred că o să se miște ceva. Ce e de făcut să nu mai moară atâția oameni pe șoselele din țara asta? Știți telefonul nostru, 0372069599, avem câteva minute să discutăm despre asta azi. Și până sunați voi, până atunci, o să vă dăm mai multe explicații despre tragedia de ieri din Vaslui și o să vedeți că sunt, după părerea mea, acolo sunt 3 actori implicați în catastrofă și fiecare are partea lui de vină. Și asta descrie, de asemenea, un tablou al, nu știu, al nebuniei care se întâmplă în traficul rutier în România. Deci, luni seară, drumul național 24A din județul Vaslui, undeva lângă localitatea pe Plopeni. Pe drumul național circulă o căruță. Asta e prima neregulă. Căruțele nu au voie pe drumurile naționale. E vizibilitate proastă, e târziu, nu? E trafic, e drum național. Căruța se deplasează cu viteză redusă pe un drum pe care se merge tare, că e drum național. Și tragedia este amorsată de acest fapt. Din spate vine un tir. Șoferul nu observă la timp căruța. Aparent a încercat o depășire, nu știm prea clar deocamdată ce s-a întâmplat acolo, a acroșat-o. Cei doi căruțași sunt aruncați în șanț. Șoferul reușește să oprească camionul înainte ca acesta să se răstoarne, dar camionul este acum orientat de-a curmezișul drumului, efectiv blocându-l. Deci că tirul a blocat drumul. Aici a doua neregulă, cred eu, poate ne sună și șofer de tir să ne spună. În loc să ia tirul din drum, sau dacă nu mai putea fi pornit, nu știu, habar n-am, măcar să-l semnalizeze cu triunghiuri reflectorizante, cu torțe, cu ceva, cu lumini, habar n-am, ca să avertizeze ceilalți șoferi că e drumul blocat. Ei bine, șoferul poate că panicat, nu știu, a plecat în căutarea căruțașilor. E și o reacție firească, ai văzut pe aia doi că i-ai aruncat în șansă, te duci după ei, dar ai lăsat mașina de-a curmezișul drumului. Ce crezi că se poate întâmpla? Și acum al treilea moment al catastrofei, ăsta este punctul culminant. Pe șosea se apropie mare viteză un autoturism în care sunt, țineți-vă bine, 13 persoane, 6 adulți, 7 copii. Asta în sine e o încălcare a legii. Am văzut imaginile. Bun, este un, cred că e un autoturism, cum se cheamă, family car, un autoturism de familie. De 7 locuri. Da, de 7 locuri, în Șaran, așa se vede. Dar nu dubiță, atenție, deci un monovolum de ăsta de 7 locuri. Așa, un monovolum, că îmi scăpa da, cuvântul. Am senzația că se vede în spate, în portbagaj, se vede că e un scaun acolo, cel puțin unul, habar n-am, dar oricum sunt 13 oameni înăuntru, da, bun, că ții un copil de 2 ani. Și nici asta nu e în regulă, din câte știu, trebuie să aibă scaunul lui. Conform legii, da, n-ai voie să-l ții în brațe. Deci au plecat, s-au dus, s-au urcat în 13 oameni. Bun, nu știm dacă șoferul a văzut sau nu tirul care bloca șoseaua. Poate l-a observat, dar n-a mai apucat să frâneze. Poate era distras de celelalte 12 persoane din mașină. Poate era pe telefon, habar n-am. Poate voia să facă live pe Facebook, nu știm. Că el a murit când s-a izbit de tir, dar probabil că vom afla. Deci sunt 3 vehicule implicate în catastrofă. Toate mi se pare că sunt în, cumva în neregulă. Asta e situația și este o situație pe care nu o rezolvă infrastructura, cred eu. E la fel de bine se putea întâmpla pe autostradă. Am avut cazuri de căruțe pe autostradă. Am avut cazuri de turme de oi pe autostradă. Da, am avut cazuri de șoferi care merg kilometri întregi pe contrasens pe autostradă. Șoferi care opresc în mijlocul autostrăzii ca să se uite la ceva. Deci nu infrastructura rezolvă asta. Bun. Deci ce credeți că e de făcut? Autoritățile, încă o dată, statul român, domnule, Ministerul de Interne, Parlamentul, Poliția Rutieră, au o atitudine pur constatativă. Stau și se uită. S-a declanșat planul roșu, vin 15 ambulanțe, iau pe aia care au supraviețuit de acolo, îi duc la spital, care trăiește, asta e, care nu, nu. Și în rest,
spun, e, și este înfricoșător că totul este întâmplător. E random. Te trezești dimineața, vrei să te duci la treaba ta, mergi normal pe stradă și odată te trezești cu un tir care vine peste tine, că ai evitat o căruță care nu avea ce să caute pe drumul respectiv și asta e, se ridică din numeri. 0372069599, să vorbim un pic despre asta, prieteni. Bogdan, bună dimineața! Salut, Bogdan! Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună! Din păcate, trăim în România, mai ales în Moldova. Da. Din păcate? Bă, frate, dar avem, cum să spun, datoria să facem gălăgie până ne ia cineva în seamă. Nu putem să murim ca proști noi și familia noastră și copiii noștri pe drum că unii sunt împiți. La noi, din păcate, pot să spun un singur cuvânt. Nu se vrea, este lipsă de civilizație, aici nu se vrea din partea autorităților. După aia, lipsa de civilizație din partea tuturor participanților la trafic. Și după aia eu îi spun instinct, instinctul de conservare. Atâta timp cât tu nu ai grijă de tine, nu are cum altcineva să aibă grijă de tine. Ce e de făcut, Bogdan? Ce s-ar putea face ca să fie mai bine? Amenzi, pentru că efectiv nici în Germania, nici în vestul Europei nu s-au civilizat oamenii de bună voie și nesiriți de nimeni. Să știi că deja începem să ne comparăm defavorabil cu Bulgaria, ca să mai vorbim cu Grecia. Eu nu vreau să mă compar cu Bulgaria, cu Grecia, eu vreau să mă compar cu vestul Europei. Mulțumesc mult, Bogdan, pentru intervenție. Poate cu Bulgaria, dar cu grecii nu, cu grecii nu putem să ne comparăm. Sunt super civilizați. Super civilizați în trafic. Iar acolo ne discută cu tine cu amenziile pe autostradă. Știi că până acum 3-4 ani se mai circula, era viteză pe autostradă, adică știi cum e. Că toți am mers la mare acolo. Dar de vreo 2-3 ani încoace nu discută cu tine și practic toată lumea e la locul ei. Sebastian, bună dimineața! Bună dimineața! Te ascultăm, Sebastian. Sunt revoltat rău, să știți, pe tema asta. Nici nu se poate altfel. Da, e groaznic. Eu sunt dintr-un oraș de prin vestul țării, aici măcar de bine de rău am fost înzestrați până la ora asta cu ceva autostrăzi, nu e chiar așa grav. Problema este alta gravă aici. Că aici pe sate, comune, se circulă copilași de ăștia tineri, 14, 15, 16 ani, fără carne, fără nimeni nu le face nimic. Incredibil. Nu că, da, și vă dau un exemplu concret. Nu știu dacă sunt două săptămâni, nu vreau să greșesc. Un băiețaș de 16 ani, cu un tractor, a ieșit de pe un drum comunal, statal, Dumnezeul știe, direct în șosea. Accident, doi copii morți. Nu, mint, stați că nu vreau să greșesc. Unul nu a murit, unul a fost decapitat. Posibil așa. Deci, e ceva... Nu știu ce să vă spun. Ce e de făcut? Ce putem face? Ce e de făcut? Amenzi. Amenzi de amenzile. Dar și că amenzi există, problema e că poliția rutieră nu e pe nicăieri, am mai vorbit despre asta. Asta e clar. Amenzile să nu mai fie respinse până instanță. Și cei care dau amenzi. Pe mie mi-a dat amendă un băiețaș de ăsta, un polițist, anul trecut. Păi nu vă spun că n-aveam cum să nu-l contest, că nu mi-a trecut nici nume, nici adresă, nici nimic pe procesul verbal. Cui a dat amendă? Mulțumesc, Sebastian. Cristian, bună dimineața! Cristian. Alo? Salut, Cristian, ești în direct la Europa FM, te rog. Bună dimineața, sunt șoferul pe camion, chiar acum sunt pe cheia. Da. Dom'le, în timp ce vă ascult, mă depășesc mașini mici pe linie continuă, fără vizibilitate, eu frânesc cu camionul cu 40 de toni. Nu au minte deloc. Nu au minte deloc. Sunt de lângă Oradea, de Aleș, un oraș, se circulă catastrofă. Deci pe România, eu fac mai mult Franța-Germania, da. Prea puțin pe țară, dar dacă vrei să lovești mașina, tot la 2 km, liniștit, dacă nu frenezi, intră nebunul, intră. Bun, tu poți să vezi, adică tu faci, poți să faci comparația asta între cum se circulă în România și cum se circulă în alte țări. Eu am o singură vorbă. De când intru în țară, până fac centura la Oradea, îmi fac 1.000.000 de păcate după 2 săptămâni de drum. Deci atât vorbesc singur în cabină. Aha. În 3 km. Dar de ce ăia, de ce ceilalți pot? De ce alții pot și la noi nu? Adică de ce e la noi așa și în altă parte nu?
De ce? Că și în Germania sau în Belgia, cel puțin, să mai fac chestii din astea, depășiri sau îl taie calea sau ceva. Și dacă îl claxonez, că instinctul ăsta îi claxonez, începe să face mâna, mai frânează, ăla nu-i belgian, ăla nu-i neamț. Ăla sigur e altceva. Ăștia care au gândire, neamț, cel puțin, domne, ce vezi că ești în depășire, nu vine, nu se bagă sub tine. Stă, frânează, reduce sau... La noi, deja ai dai amendă că are bani. Dacă are mașină bună, are și bani. Ia-i permisul pentru mai multă perioadă, domnule. Aha, ia-l, anulează el, fă-l, mai ales pentru depășire, pe linie continuă, domnule. Îți vine din față un autocar, cazul cel mai rău, îți vine un autocar, ăla frânează, trage dreapta, intră în șanț. Eu am pățit, m-o depășit pe linie continuă, am frânat, am tras de volan, am intrat în șanț cu camionul în casă. În casă am intrat cu camionul, el s-a dus în treaba lui, eu am rămas cu paguba. A venit patronul, unde e ăla pe care l-a evitat? Domnule, el s-a dus în treaba lui. Păi, nu, cum poți spui cameră de bord. Să spui cameră de bord, dar nu e valabilă camera. Da, dar măcar i-a arăt patronul. Măcar patronul i-a arăt. Dar spune-ne dacă tot te-am prins. Uite, am primit mai multe mesaje care spun că în cazul acestui accident nu ai voie să miști autovehiculul atâta timp cât e un accident cu vătămare a unor persoane, da? În speță căruțașii. Așa. Da? Și da. Ce ar fi trebuit să facă șoferul de tir care a lăsat tirul de-a curmezișul drumului? În primul rând, nu-l lăsai așa. Păi zice că n-ai voie să-l miști. Am mai multe mesaje care spun că n-ai voie. Odată ce victime. Sunt victime, n-ai voie să mai miști mașina. N-ai voie să-l miști, dar... Atunci te dai jos, nu cred că te dai jos rapid, nu știu, s-o speriat, s-o impacientat, ce-o fi făcut, dar e vesta, vizibilitate, repede, e o lanternă, ceva, dai din mâini, faci ceva. Chiar dacă, nu știu, poate nu a mai putut porni, ce-o fi pățit, ce s-o fi întâmplat cu el. Trebuie semnalizat. Dar, trebuie imediat semnalizat. Da. O lanternă, până și cu telefonul, ziua, da, are telefonul, lanterna aia, dom'le, dai, te agiți, faci ceva. Dacă mai vine cu viteză, poate era scurbă, nu știu. Da, corect, era mult până venea prima mașină să oprească. Mulțumim frumos. Ceasă. Hai să vorbim și cu Marius. Bună dimineața, Marius. Bună dimineața. Salut. Consider că ar trebui în prima fază să prevenim decât să tratăm. Dom'le, până să ajungem să dăm amenzi, cum a spus antevorbitorul meu, să facem examenul de... pentru școala de șofer mai astfel. Uh-huh. Pentru că degeaba îi dau amenzi după ce a făcut un accident și au murit 2, 3, 4, 5 oameni. Da. Asta ar fi prima variantă. A doua variantă, să anulăm permisul. Domnule, a făcut accident mortal, anulăm permisul. 5 ani, 6 ani. Asta nu e mai prevenție, să anulezi după ce a făcut. Adică, ideea e să-i anulezi cumva când... Adică, cum să spun, poliția rutieră și oamenii care supraveghează traficul ar trebui să poată identifica pe cei care îi pun în pericol pe ceilalți șoferi și să-i scoată de pe șosele înainte. Să rămânem 20 de oameni în România. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Pentru că prin puterea exemplului și dacă se întâmplă de câteva ori și oamenii înțeleg că dacă faci prostii, atunci rămâi fără permis pe durată lungă, un an, exact, doi ani, pentru totdeauna, tu să vezi cum se calmează traficul. Adică, încă o dată, dau exemplu altor țări. Oriunde te duci, înveți să circule civilizat și acum și în sud. Exact, exact. Nu. De 5 ani de zile avem amenzi destul de mari. Adică, mari. Uh-huh. S-a schimbat ceva? Nu, pentru că nu se aplică. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Uite, tati, ce ne zice Cosmin. La serviciu conduc o auto specială cu numere de MAI, neinscripționată și fără girofar. Zilnic sunt depășit pe linie continuă și pe trecere de pietoni, iar eu nu pot să fac nimic pentru că nu am atribuții pe linie rutieră. Ba mai mult, uneori suntem și înjurați pentru că ne deplasăm cu viteza legală. Da, dacă mergi cu viteza legală în țara asta, ești dușmanul traficului, să știi. Și în dimineața asta mergeam cu viteza legală, aveam un microbuz, cred că ducea niște muncitori la muncă, stătea la jumătate de metru în spatele meu, m-am dat la o parte, vine că m-am dat, dar s-a dus în urmă la următoarea mașină și tot așa. Până când unul nu e atent, pune o frână și uite așa, face un accident pe DN1. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.